Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, zeci de oameni vor fi prezenți pe Valea Dejan din Comuna Recea pentru a lua parte la un concurs de alergare. Cea de-a patra ediție a Fluencer Marathon va avea și o parte artistică a evenimentului și de asemenea vor fi invitați producători locali. Pe 15 iunie la Dejan, în zona satului de vacanță, are loc cea de-a patra ediție a Bloodfluencer Marathon Uh, un eveniment uh, sportiv dedicat Zilei Mondiale a Donatorului, uh, din cunoștința mea singurul astfel de eveniment, uh, organizat de Asociația N avem sânge, cei care derulează programul național N avem sânge. Uh, în, uh, în acest an uh, ne uh, bucurăm de uh, o înscriere uh, de amploare a uh, celor din, din comunitatea locală. Uh, și totodată vrem ca partea artistică a evenimentului: că evenimentul se derulează pe parcursul a șapte ore. Uh, vrem ca uh, intervalele dintre momentele uh, cu componentă sportivă dominantă să le umplem cu manifestări artistice în sprijinul promovării valorilor locale: că discutăm de acte artistice de dans, de cântec și port popular, dar vrem să avem și o prezență importantă a producătorilor locali din din zonă. Participarea la competiția sportivă este gratuită. Iată că după trei ediții reușite a Blood Marathon, ne pregătim pentru a patra ediție care va avea loc sâmbătă 15 iunie 2024 la Dejani. Noi, localnicii, văzând potențialul turistic și nu numai al acestui eveniment, am venit cu, cu implicare, cu voluntarii. Asociația HEMN, Avem Sânge de la București, care este organizatorul acestui eveniment, oferă gratuitate cetățenilor Comunei Recea la înscrierea pentru acest eveniment. Suntem pregătiți pentru un eveniment frumos, gândit ca și o petrecere și o sărbătoare locală anul acesta și vă așteptăm la deja pe 15 iunie 2024 la Maratonul Donatorilor de Sânge.